Cei cinci nominalizați în Mircea Dolha, sub a cărui conducere filiala Maramureș a PNL a obținut la alegerile parlamentare un singur loc și acela pentru o persoană adusă din afara partidului, senatorul PSD Liviu Marian Pop, care a prins loc în Parlament abia după ce s-a retras persoana din fruntea listei, Dorin Pașca, fostul primar din Baia Sprie, care și-a pierdut funcția după ce și-a angajat fratele la primărie, primarul ales al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, acuzat de luare de mită și, în fine, filiala a Uniunii Ucrainenilor pentru nereușitul soclu pe care a fost pus bustul lui Taras Shevchenko din fața bisericii ucrainene din Siget, fiecare poate vota candidatul pe care îl consideră de cuvință pentru trofeul Lămâia anului 2016 pe site-ul de știri maramedia.ro la rubrica Sondaj de opinie.